Atenție! Acest tutorial este destinat persoanelor care dețin cont premium de Minecraft Java Edition. Pentru persoanele cu Minecraft Cracked, este posibil ca acest tutorial să nu funcționeze. Acest tutorial nu funcționează sigur pentru persoanele ce dețin Minecraft Bedrock Edition. Faptul că Minecraft-ul poate fi modat nu mai este de mult o surpriză pentru majoritatea jucătorilor de Minecraft. Fie că discutăm aici despre moduri care ne îmbunătățesc puțintel vizual și auditiv jocul, fie că discutăm despre ceva moduri care ne schimbă jocul complet și ne oferă o experiență mult mai interesantă. Cu toții ne-am dorit măcar o dată să ne instalăm un shader sau poate cine știe o hartă care să ne ajute să ne ghidăm prin lumea noastră de Minecraft. Ei bine, astăzi sunt aici să vă explic câteva lucruri despre moduri și să vă arăt cum puteți și voi să vă instalați aceste moduri pe Minecraft Java Edition. Primul lucru pe care trebuie să-l știm despre moduri este de unde putem să le luăm. Și eu folosesc două site-uri, modrit.com și respectiv curseforge.com. E bine, aceste două site-uri îți oferă și posibilitatea să descarci aplicațiile lor. La Curse ar fi aplicația asta de aici. De obicei, aplicația asta este folosită pentru a descărca modpack-uri și pentru a vă juca modpack-uri. O să intrăm un picuț mai în detaliu și despre modpack-uri mai încolo un picuț. Iar Modrit app-ul, e bine, de aici noi putem să descărcăm și modpack-uri, dar în același timp putem și să ne facem profilele noastre cu modurile pe care noi ni le dorim. Poate pe viitor o să ajungem să facem și un tutorial legat despre aplicațiile astea și cum ați putea să le folosiți. Dar deocamdată ne interesează modurile și cum le instalăm noi. Ei bine, modurile sunt de două feluri. Sunt moduri pentru client și moduri pentru server. În ideea în care există moduri pe care puteți să vi le instalați voi pe clientul vostru de Minecraft și să le folosiți fără nicio problemă. Cum ar fi, spre exemplu, Xaeros Minimap. Adică este un minimap pe care voi vi-l puteți instala pe Minecraft și să intrați cu acest cu modul acesta, spre exemplu, puteți să intrați fie pe single player, fie pe alte lumi de Minecraft multiplayer, iar serverul nu o să aibă nevoie de modul acesta instalat ca voi să puteți să-l folosiți. Dincolo sunt modurile pentru servere, care sunt și pentru client și pentru server, cum este de exemplu dacă dăm noi un search aici, Voice Chat Interaction sau Simple Voice Chat pe care îl folosim și noi pe breazla haiducilor. E bine, acest mod, ca să funcționeze, trebuie să fie instalat atât pe server, cât și pe clientul vostru de Minecraft. Pe lângă asta, mai există și diferite loadere pentru moduri. Avem Fabric, Forge, NeoForge sau Quilt. Cele mai folosite în momentul de față, din câte știu eu, sunt Forge-ul și Fabric-ul. Și eu personal prefer să folosesc Fabric-ul cel mai mult. Acum că știm câte ceva despre moduri, cum că există moduri pentru client și moduri și pentru server, cum că există mai multe mod loadere, adică niște programere care ne încarcă cum ar veni modurile pe Minecraft-ul nostru, trebuie să știm un picuț și despre faptul că există modpack-uri. Adică pack-uri de moduri. Ce înseamnă astea? Înseamnă că o persoană, cum e de exemplu băiatul ăsta Cobblemon, s-a angajat să facă un modpack. Să adune mai multe moduri, să le pună pe toate într-un pachet, iar acesta să fie configurat în așa fel încât să ne ofere nouă o experiență mai interesantă sau mai unică a jocului. Ce se întâmplă cu modpack-urile astea? Putem să le vedem și pe partea de CurseForge, de unde probabil cel mai mult își instalează modpack-urile, la fel cum putem să le vedem și în aplicație aici. E bine, modpack-urile astea putem să le instalăm și să nu ne mai batem capul cu adăugarea de moduri sau cu căutarea de moduri ca să le personalizăm și așa mai departe. Putem să vedem aici RLCraft-ul, Better Minecraft-ul și multe alte modpack-uri pe care le-ați văzut pe YouTube în serii de Let's Play la o grămadă de YouTuber, chiar și eu am făcut și chiar și eu am acum o serie de Let's Play bazată pe modpack-ul, dacă ne uităm aici, ar fi Life in the Village 3-ul. Și modpack-urile astea au o grămadă de moduri în ele. Life in the Village, spre exemplu, are 285 de moduri care sunt adăugate de persoana care a făcut modpack-ul și sunt configurate în așa fel încât în momentul în care voi vă instalați modpack-ul,
să puteți să vă bucurați de experiența unică pe care vă oferă modpack-ul respectiv. Acum că știm un picuț despre ideea modpack-urilor, astea sunt destul de simplu de instalat. Practic, cel mai bine ar fi să avem aplicațiile, spre exemplu CurseForge-ul, trebuie decât să căutați modpack-uri pe care voi îl doriți, după care să-i dați un install și acesta se instalează automat. În momentul în care voi descărcați aplicația asta, trebuie să vă conectați cu contul vostru de Minecraft Premium la ea, după care este foarte, foarte simplu să vă instalați modpack-urile, după cum ziceam, dați un install și după aceea de aici puteți să-i dați dar play la modpack-ul pe care voi îl doriți. Întrebarea este acum, este la fel de simplu și cu modurile? E bine, nu chiar. Cu modurile este un picuț mai complicat. În sensul în care avem nevoie, după cum putem să vedem aici, de un loader pentru a putea să instalăm modurile noastre. Și pentru asta mergem frumușel aici și căutăm Fabric. F-A-B-R-I-C. Dăm un Enter și o să ne apară fabriccmc.net. Dacă dăm un click aici, vedem că este pagina oficială de la Fabric Loader și avem aici posibilitatea să descărcăm Fabric-ul. Dăm un click pe el și aici ne spune Download Universal Jar sau Download for Windows. Acum noi o să-i dăm un download pentru Windows și o să-l aruncăm frumușel pe desktop. În momentul în care s-a descărcat, avem aici aplicația Installer-ul, cum s-ar zice. Dăm un dublu click pe ea și o să ne apară interfața asta pe care o vedem noi aici. Aici noi putem să selectăm dacă vrem server sau client. De obicei pe noi o să ne intereseze client pentru că nu o să avem treabă cu serverele momentan. Și ne interesează versiunea de Minecraft pe care putem noi să o folosim. Până în prezent avem versiunea 1.21, după cum putem noi să vedem. Acesta o să ne instaleze loaderul în appdata-roaming.minecraft. Ca să găsiți folderul ăsta, pur și simplu dați un start. Aici scriem un %, appdata, %, și o să ne apară aici folderul de appdata. Depinde de Windows-ul pe care l-aveți, la mine arată cam așa pentru că am Windows 11. Dacă dăm un click pe el, putem să vedem aici frumușel o grămadă de foldere și o grămadă de nebunii. Pe noi ne interesează pur și simplu Minecraft-ul, folderul cu Minecraft, .minecraft de aici. Dacă dăm un dublu click pe el, ne deschide folderul pe care putem să îl punem undeva mai jos, să nu ne batem capul cu el momentan. Și în momentul în care o să-i dăm install, acesta o să ne zică că Fabric Loader 0.16.3 pentru Minecraft 1.21.1 este instalat cu succes. Închidem frumos nebunia asta pentru că nu mai avem nevoie de ea. Mergem și deschidem Minecraft Launcher-ul în momentul de față. După ce Minecraft Launcher-ul nostru s-a deschis, o să vedem aici jos că avem Fabric Loader 1.21.1. Și aici putem să vedem toate profilele noastre pe care le avem făcute pe Minecraft. Fie că este vorba despre Fabric 1.21, Fabric așa, latest version și așa mai departe. Ca noi să putem să instalăm moduri, trebuie să facem cumva ca folderul mods să ne apară în folderul de aici, în folderul cu Minecraft. După cum putem să vedem, eu îl am deja, din cauza că am mai avut deschis Minecraft-ul cu moduri înainte, dar dacă voi nu-l aveți aici, tot ce trebuie să faceți este să dați un play la Minecraft, după care folderul o să apară de la sine, fără nicio problemă. Acum că noi avem deja folderul mods, dacă dăm un dublu click și intrăm înăuntru lui, vedem că este gol. N-avem practic niciun mod aici. Tot ce trebuie să facem noi în momentul de față este să intrăm înapoi pe internet, să ne ducem frumușel la modrit.com sau pe Minecraft, curseforge.com, pardon, nu pe Minecraft, pe curseforge.com sau pe Modrit. Eu nu prefer sincer Modrit-ul în detrimentul curseforge-ului, mi se pare că este mult mai simplu de folosit interfața și așa mai departe. Ne uităm aici frumușel în stânga, vedem că avem tot felul de versiuni de joc. O să selectăm 1.21 pentru că asta ne interesează. O să selectăm Fabric-ul, fiindcă asta ne interesează din nou. Și de aici încolo, dacă vreți voi să selectați categoriile, este fix treaba voastră. Puteți să mergeți pe tot felul de categorii, de la Adventure, la Decorațiuni, la Magic, la tot felul de nebunii.
Și o să ne intereseze probabil să zicem, nu știu, poate sodiumul și ce mai avem pe aici. Tot ce trebuie să facem acum este să luăm Fabric API-ul, fiindcă noi avem loaderul Fabric. Ok, îl deschidem pe ăsta micuțul de aici. Ne ducem la versiuni și aici vedem că avem o grămadă de versiuni. Asta este pentru 1.21.1.2, 1.21.1 și așa mai departe. Pe noi ne interesează versiunea asta și putem chiar să o schimbăm de aici. De exemplu, să dăm pe treaba asta și să selectăm versiunea de 1.21.1. Descărcăm Fabric API-ul și îl punem, să zicem, tot așa pe desktop. Pac, îl salvăm acolo. Din coace, de exemplu, mai sunt moduri, cum ar fi, spre exemplu, unde, doamne, era, că trebuia să fie pe aici pe undeva, Sodium Extra. Dacă dăm un click pe Sodium Extra și ne ducem la versiuni, selectăm iarăși Fabric-ul și selectăm 1.21 și dăm click pe ultima versiune apărută, vedem că aici jos ne scrie ceva. Dependencies, Sodium Iris Sodium Options și Iris Shaders. Asta înseamnă că modul acesta are nevoie de astea alte trei moduri ca el să funcționeze. Ceea ce înseamnă că o să trebuiască să le descărcăm și pe astea trei ca modul Sodium să funcționeze. Sodium Extra, pardon. Mai sunt o grămadă de moduri de genul acesta care funcționează fie cu diferite librării pe care trebuie să le descărcăm, fie cu alte moduri pe care trebuie să le descărcăm ca modul acesta să funcționeze. Vă recomand ca de fiecare dată când vă instalați moduri pe Minecraft să folosiți și modul Mod Menu. Acesta, după cum puteți să vedeți, vă face posibilă editarea modurilor și configurarea lor dintr-un meniu special creat pentru ele. Dacă nu instalați Mod Menu, din nefericire nu o să aveți posibilitatea să configurați modurile și o să rămână ele configurate default de capul lor. După cum putem să vedem, și modul acesta depinde de Fabric API și aparent de Text Placeholder API. Astea, în mod normal, sunt niște librării pentru modurile pe care noi le folosim. Ceea ce înseamnă că nu este un mod în sine, ci pur și simplu este o librărie de, nu știu exact să vă zic, dar e ca și cum ar fi toate datele și toate nebunile pe care le folosesc modurile salvate în interiorul chestii respective. Așa că îl descărcăm și ăsta, îl punem pe desktop acolo frumușel. Iar acum că am descărcat toate modurile, ar trebui să fie ceva de genul ăsta. Puteți să vi le puneți fie într-un folder, fie pe desktop, exact cum am pus eu, dacă vi curat desktopul, bineînțeles. Dacă nu vă e curat desktopul, atunci căutați să le puneți pe toate într-un folder undeva pe desktop, ca nu cumva să le pierdeți. Acum toate modurile astea pe care noi le avem aici trebuie luate și copiate în folderul mods. Le luăm, le selectăm frumos pe toate, dăm un click dreapta și îi dăm un copy sau putem să folosim tasta Ctrl-C sau Ctrl-X, spre exemplu, ca să le dăm cut, să ne dispară de pe desktop, sau pur și simplu puteți să le selectați și să le trageți în folderul unde vreți să le puneți. Și acum avem toate modurile astea împreună cu librăriile lor, le avem toate puse în folderul mods din Minecraft-ul nostru. Dacă noi venim aici și avem Fabric Loader 1.21.1 și dăm un play, o să ne dea eroarea asta care nu ne interesează, știm ce facem, domnule Minecraft, suntem ok, îi dăm un play și așteptăm ca Minecraft-ul să se încarce. Odată ce Minecraft-ul s-a încărcat, putem să vedem jos în stânga că scrie Minecraft 1.21.1/Fabric și avem cică 70 de moduri, deși nu avem chiar 70. Putem să luăm folderul ăsta frumușel și să le numărăm pe toate pe care le avem sau să le selectăm și să vedem că avem doar 12 moduri instalate. Nu știu din ce cauza apar 70 acolo, credeți-mă, habar n-am să vă spun. Și putem să vedem că în tot meniul ăsta de Minecraft avem încă un butonel în plus. Și mai exact, mods. Chestia asta este de la Mod Menu, după cum ziceam. Este foarte bine să vă instalați Mod Menu în momentul în care vă instalați moduri. Și dacă intrăm aici, putem să vedem toate modurile pe care noi le avem instalate, de la Xeros Minimap, la Sodium, Not Enough Animations, Modern Fix, Mod Menu, Iris și Dynamic FPS. De aici putem să configurăm practic fiecare mod în parte, toate au... De obicei majoritatea sunt configurabile, nu chiar toate, dar pe majoritatea le putem configura, până și Minecraft-ul putem să intrăm în opțiuni de aici și așa mai departe. Și acum noi dacă intrăm, de exemplu, și intrăm, nu știu, creăm o
nu 100 de zile, creăm o lume, să zicem așa, create a new world, putem să vedem că în partea de stânga, din stânga sus avem harta noastră de la Xaeros Minimap. Dacă apăsăm pe tasta M, era, în mod normal pe tasta M ar fi trebuit să fie, cred eu, să deschid harta, dar nu știu sigur, poate este modificată. Însă dacă intrăm în Options și intrăm în Video Settings, avem setările de la Sodium. Aici, dacă intrăm la Shader Packs, putem să vedem că avem, deocamdată avem un shader, văd, nu știu cum de. Și cam atât de simplu ar fi să instalez niște moduri. Toată chestia este să găsești modurile care îți plac ție și toate modurile respective să fie compatibile între ele, în așa fel încât Minecraft-ul tău să ruleze și să nu-ți dea crash. Ai nevoie, bineînțeles, de un loader. Eu în tutorialul acesta l-am folosit pe cel de la Fabric, care arată, mi se pare că e mult mai ok decât loaderul de la Forge din cauza performanțelor. So, eu pe ăla îl folosesc și v-aș recomanda și voi să-l folosiți la fel. Și după aceea trebuie să vă căutați pe modrit.com sau pe curseforge.com să vă căutați modurile pe care vreți să le instalați. Cam asta este cu acest tutorial, dragii mei. Mulțumesc foarte mult de atenția acordată și dacă v-a fost de folos, nu uitați să lăsați un micuț like pentru Neapufu și un subscribe și până data viitoare să aveți grijă de voi. V-am salutat! Ciao, les!